Concursul municipal Toți pentru curățenia orașului a demarat, însă asociațiile nu se înghesuie să participe. Municipalitatea a pus la bătaie sume de bani pentru premierea celor mai vrednici. Numai 39 din cele 100 de asociații de proprietari din municipiul Suceava s-au înscris în concursul cu premii Toți pentru curățenia orașului. Primarul Ion Lungu spune că sunt așteptate și celelalte asociații, ultima zi pentru intrarea în curse fiind luni 21 martie. Noi am început prima etapă care va dura în perioada 14-31 martie, a doua etapă 4 aprilie-25 aprilie, când sigur va fi o etapă mai consistentă cu curățenie prin cartiere, cu asociații de proprietari. Până în prezent s-au înscris la concursul pentru acest program de curățenie 39 de asociații de proprietari din 100. Sigur că noi mai așteptăm termenul limită este 21 martie. 39 din 100. Sunt și multe, aici s-au înscris asociațiile mari, pentru că sunt multe asociații de scară. Sunt și așa, asociații, de fiecare dată se înscriu în competiții asociațiile mari în primul rând. Deci sunt 39 de asociații înscrise, mai așteptăm până pe data 21 martie. Fondul total de premiere este de 50.000 lei. Asociația de proprietari clasată pe prima poziție, urmând a fi premiată cu 25.000 lei, locul secund fiind răsplătit cu 15.000 lei, iar cel de-al treilea cu 10.000 lei. Campania de primăvară Toți pentru curățenia orașului s-a desfășurat pentru prima dată în urmă cu 12 ani, însă din cauza crizei economice, premiile în bani au fost suspendate, acordându-se doar diplome. Primăria municipiului Suceava a demarat o amplă acțiune de curățenie de pe 15 martie în Opcin și Burdujeni.